în cunoștință de cauză. Ce să vă spun? Eu am descoperit de foarte multă vreme că lucrurile se complică de la o zi la alta. Dumneavoastră, iată cele două mame care sunteți aici, sunteți în starea cea mai grea cu putință și în familie dumneavoastră se întâmplă un lucru. Există o presiune și o nemulțumire și o stare de stres, cum nu vă închipuiți voi. Poate copiii, cei care sunteți din familie, îi sesizați acest lucru. Și m-am întrebat care este cauza. Cauza este următoarea. Am văzut de foarte multe ori copilul când pune primii pași, urmează absolut să se accidenteze. Adică îl vede, pică, a pus primul pas și căzut în stânga. Și noi începem să-l sprijinim. Ba mai mult, tendința, prima dată când pășim să-l sprijinim. Și îl sprijinim, din păcate, pe... I-am sprijinit pe ei foarte multă vreme. Școala a construit un sistem, școală după școală, o mizerie, încât ei au fost obișnuiți să fie numai sprijiniți. Și ori de câte ori sunt lăsați și nu s-a luat mâna de pe ei, au și căzut. La teză se află în situația asta. Și la teste la fel. Și la teste oriunde veți, veți merge, dragilor, veți fi puși în fața situației cele de a păși voi. Deci nu te mai susține nimeni, Adi. Și Miruna și toți ceilalți care sunteți. Anca, Alina. Nimeni nu vă mai susține. Deci, trebuie să descoperiți un lucru. Că, mă rog, s-a întâmplat, asta este ghinionul cel mare. Ori de câte ori părinții stau în spate foarte mult, foarte mult și trag de copii, le fac un mare rău. Școala a sesizat asta și a învințat ea. Dacă părinții nu pot să ajungă, atunci facem noi școală după școală. Învățătoarea vine și le dictează rezolvarea problemei. Atenție, asta face, le dictează. Și a doua zi vede dacă au făcut bine sau nu. Copilul nu mai are nicio obligație. El are doar obligația să stea în bancă, să învățătoarea își pune calificativul pe care ea și l-a fixat. Deci, înțelegeți? Asta e marea dramă. Eu vă spun ca un părinte care am trecut prin perioada asta. Am fost și eu părinte. Vreau să vă spun cu toată, cum să spun, cu frica lui Dumnezeu, să folosesc cuvântul acesta care mie îmi place foarte tare. O singură dată pe fica mea, o singură dată în clasa 1, am încercat să-i fac bastonașul. M-am apropiat și eu acolo, zic, cum faci tu, Aurea, acolo să-ți arăt de tata cum face el. Și a spus, să nu mai vin niciodată de mine, că faci mai rău decât mine. Într-adevăr, mi-a ieșit mai rău. Așa a fost ghinionul meu. A fost să fie mai... Eu am vrut să-i arăt că îl fac mai bine și l-am făcut mai rău. Și a spus, niciodată să nu mai vin. Și nu m-am mai dus niciodată. A fost ambițioasă, domnul profesor, a lucrat singură. Vedeți? Păi, asta este. Dorința de a merge singur. De ce să nu fiu și eu? Este un statut extraordinar de plăcut. Sau dacă este o stare de bine pe care o ai în clasă, când tu te descurci. Stând numai Alin, Miruna și tu, Anca, stând în bancă, în starea aceea de stres, când nu pricep nimic și te toți uiți la tablă și tu ești depășit, este extraordinar de disconfortabil. Foarte greu. Ba mai mult, te gândești acasă, băi, mă duc acum. Iar mama, iar tata, iar probleme, iar scandal, iar supărare și așa. Nu cumva tu, la tine e tot secretul? Nu tu ești tu acela care trebuie să schimbi situația din... Tu ești. Deci de aceea trebuie să înțelegeți că trebuie să faceți acest lucru de unul singur. Dacă vreți cu adevărat să vă schimbați statutul, trebuie să îmi spuneți așa. La întâlnirea asta aveți o șansă imensă. Voi și toți cei care ne vor privi pe noi de continuare și ne privesc, o șansă imensă să ascultați sfatul unui om care a reușit în viață. Și oriunde a pus mâna, a schimbat, pur și simplu. Eu nu comunic niște rezultate. Eu schimb atitudinea copilului față de școală. Deci asta fac. Deci trebuie să înțelegeți că voi acasă, cât ori fi de nesemnificativ, dar tu trebuie să începi, Adi, tu, Miruna, și tu, Alina, și tu, Anca, acasă să faceți greșitul acela și să aici să vineți. N-am înțeles aici, că m-am dus până la jumătate și n-am înțeles asta. Am încercat asta și nu m-am pot muni din coace. Corect. Deci veniți cu întrebări. Că apar întrebările în măsura în care tu îți pui mintea la treabă și vrei să pășești tu. Nu susținut tot timpul. Nu se poate așa. Deci, vreți, a fost,
spun foarte categoric. A fost un accident acela cu nota 10. Înțelegi tu? Un accident. Dar poți acel accident să-l ai tot timpul în suflet, ca perspectivă, și să fie de fiecare dată 10. Ori, ca să se întâmple chestia asta, Miruna, trebuie să înveți să mergi pe picioarele tale. Da? Deci, e dovada că s-a putut odată. E dovada că s-a putut. Dar trebuie să nu fie o întâmplare. Încă o ceva. Adi, am văzut de multe ori, sunt foarte direct acum că spun lucrurile acestea, de la școală, de la învățătoare, veniți cu meteacna asta. Dai un răspuns la întâmplat, la plesneală. Da. Îl nimerești, îl nimerești. Nu-l nimerești? Asta e. Da. Când l-ai nimerit, te bucuri extraordinar. Dar și la nu e rezultatul gândirii tale. Este alba-neagra. Alba-neagra nu-ți dă nicio satisfacție. Înțeles. Da? Trebuie să vezi când începi să dai răspunsuri unul după altul, spune, băi, dar poți și eu, dar e bine. Dar fără entuziasm așa, yes, nu știu ce, nu știu cum. Nu trebuie asta. Da. Nu asta e forma care să... De multe ori am sesizat întâmplarea, dar acum ți-o spun direct ca unui prieten. Deci întâmplarea la răspunsul respectiv nu trebuie să fie, zici, am nimerit-o. Nu așa trebuie văzut. Da? Vedeți, eu am coborât la o discuție așa de suflet. Și o fac cu toată dragostea. Pentru că vreau să vă schimb. Vreau să vă schimb comportamentul. Vreau să fiți altfel de oameni. Mâine noi trebuie să ne dăm pe mâna voastră. Voi sunteți cei care preluați tot ce am făcut noi până la nivelul ăsta. Este vorba de schimbarea ștafetei. Ori asta se poate întâmpla dacă înțelegeți să fiți oameni pe picioarele voastre. Profa online, domn profesor, ar putea fi existi, nu? Da. Deci, unul din voi sau proful online, sigur că viitorul. Da, sigur că da. Deci să preia ceea ce am dus până la nivelul acesta. Ambiția vă lipsește, copilul. Asta vreau să vă comunic. Vă aflați în fața celui care foarte mult ar dori să-l pipăie, să-l vadă. Voi sunteți chiar în prezența mea. Cum să spuneți, mi se întâmplă mergând prin orașe, pe stradă, deci el este. Deci el este. Unii îndrăznesc să mă oprească, alții nu îndrăznesc să mă oprească. Eram prin București și deodată claxona cineva și eu treceam prin casa, prin fața casei prese pe trăjeri de pietoni acolo. Și claxona insistă în clasă, chiar nu ești prea claxonez. Mi se mai întâmplă asta, dar zic, nu-i fi eu chiar așa de mașină de recunoscut. Și când am întors cap, se uită la mine, eu sunt eu, pe dumneata, te-am văzut. Pe calculator și făcea semnul pe la mașină, că el mă vede și mă urmărește. Și voi ce șansă aveți aici? Este extraordinar, imensă. Extraordinar. Dar nu realizați, nu copii din toată lumea, vorbitor de limba română, mă urmăresc și sunt cu drag, stau, ei vor ei asta. Eu v-am cerut vouă de atâtea ori să refaceți filmul, să vă duceți acasă să vedeți filmul. Nu faceți! Îți bar, nu-i obosit când ajung. De acord cu asta. Dar parcă este o bucurie altfel. Te relaxezi urmărind filmul în care tu ai fost acolo, ai spus o vorbă și mai prinzi încă ceva, Adi. Mai prinzi un cuvânt de la mine. Aici n-ai fost atent. Ți-a scăpat ceva. Te-ai bucurat numai de yes acela și ai zis yes. Dar ce ai mai fost acolo, fineații, n-ai mai prins-o. Și dacă n-ai prins-o acum, când dai odată, băi, asta am vrut să spună. Este explicația profesorului. Ce bine e. Asta am vrut să vă spun, cu tot dragul să înțelegeți, că noi la teză, din ce am înțeles, la teză ați avut subiecte foarte ușoare la îndemână, la îndemână, și nu mai lipsa voastră de antrenament și de atitudine, repet, că voi n-ați încercat niciodată. Numai rar sunteți la teste și la foaia goală. Acolo vă aflați cu foaia goală. Dar dacă voi ați face antrenamentul de a fi cu foaia goală în fiecare zi la tema pe care o faceți, n-ați mai avea ce emoții. Asta e probabil povestea. Asta e nodul principal. Și acum vă rog, știu că aveți fetițele mai mici, trebuie să înțelegeți că ceea ce s-a greșit până acum, stând și împingând așa din spate foarte, foarte mult, trebuie să se termine. Trebuie să se întâmplă, dar cum vei spune? Dar cum, dacă eu am luat mâna de pe ea, imediat a căzut, s-a făcut praf. A căzut, s-a făcut praf. Dar jumătate scade la ce e până acum. Atenție ce spun. Sprijinim
Doar cu obligații, obligații. Eu le spuneam copiilor mei, erau la o diferență doar de un an și 10 luni de altul. Și a spus, băi, tată, dar nu numai chestia asta aveți voi. Și obligați, faceți curățenie prin casă, nu știu ce, duci cu noi, să și își predeau serviciul unul altuia, pe proces verbal, a găsit după aceea, după ani, cum spun, săptămâna asta de serviciu, se preda serviciul, preluat serviciul. Era o ordine făcută acolo între ei. Da, responsabilitatea, asta e esența. Eram, vă mai spun și asta și mă apuc de treabă repede, voi sta că mai târziu, că nu mai fac cu Andreea, nu mai fac pentru că am obosit și eu atât de mult, până la ora 10, nu am stres, multor probleme, în sfârșit. A venit și îl rugau să mă lase să respir un pic. Ei bine, era băiatul avea numai 5 ani și fetița avea 3 ani. Băiatul avea 5 ani și m-a dus la cules la vie, vă spun toată povestea asta așa. Și la cules la vie, în sfârșit acolo, i-am spus, toată lumea la treabă. Deci, muncim, nu mă interesa strugurelul acela la 3 ani și ori abia să... Era slăbuță, fetița, și s-a apucat acolo și trăgea, ea și tata, eu am puneță în struguri. Foarte bine, dă-i înainte. Jumătate îl dădea pe jos. Curgea pe acolo, că nu avea importanță, era educație pentru muncă. Este esențial asta. Este esențial. Băiatul, mai deoparte, îl lua nisip și așa vântură. Uite așa. Păi trăiești la turte și tu culegi. Tu bei. Tu să culegi. Bă, mă executați cu lasă-mă cât, dar la mâncare nu vii, mă, biseară, nu vii la mâncare, nu o să vedem. Da, tu bei, tu culegi. Eu nu beau, n-am eu treabă. Dar de mâncare nu mănânci? Mănânc. Dar aici cu băutura nu. Și așa vreau să vă spun că ușor, ușor, bine, am insistat, eu m-am văzut că este latura un pic mai comodă la el și am insistat pe treaba asta. Și am intervenit, am zis, băi, nu e important cantitatea și calitatea, ci ideea de muncă. Da. Și responsabilitatea că face și el ceva. Așadar, așa se face că fiica mea de atunci mi-a spus, nu mai vin niciodată și vă mărturisesc cu frica lui Dumnezeu, n-am stat un minut vreodată în spatele copilor noi să fac cu ei o problemă. Nici eu, nici mama. Amândoi eram profesori de matematică. Și niciunul, dar niciunul nu stăteam să facem cu ei o oră. Eram foarte ocupați cu toate problemele din exterior, supra-solicitați cu meditații, trebuie să vă spun, și atunci ei își făceau treaba singuri. Deci absolut. Doar când veneam de la pregătiri, de la meditații care le aveam, când veneam seara târziu, obosit, ziceam, avem o problemă tare, nu o poți face nici ochii. Mă, mă ambiționam, de nu mă puteam. Găseau ei câte o problemă prin gazetă, Și mi s-a întâmplat de nou să nu o pot face. Eram obosit, ți-am spus că nu o poți face. Măi, du și înveți, îmi spuneam. Bine, să vreau să mai învăț. Așa. Așa, dar asta era dialogul nostru. Un sfert fianoșit. Da. Deci, v-am spus toate acestea ca să înțelegeți că meseria de părinte este una foarte grea. Foarte grea. Niște greșeli care le facem din dragoste, trebuie să vă spun foarte direct, vă spun în fața lor, deci greșit în dragoste, cu niște repercursiuni atât de mari, încât nu mai poți îndrepta mai târziu. Există nu-mi place obiectul? Nu. Există numai... Nu-mi place matematica. Dar cine are... De ce această preferință? Da, există acest nu-mi place matematica, pentru că e prost prezentată. Dar câtă vreme Dumnezeu rânduit că a apărut proful online care face altceva decât se întâmplă în școala românească, peste tot oriunde în școala românească și numai și în exterior, făcând altceva. Vă spun, am trăit o bucurie imensă când în state acum, de Revelion, ne-am dus la o cabană și atunci i-am spus lui generele meu, zic, băi, Adi, pune-mă și tabla asta, că avem o tablă după mine. Tată, dar și acolo, noi și la distracție așa, tabla, taze și da, nu te poți să-l lași în pace. Mă, te rog frumos, te rog. Am stat după el. Până mi-a pus tabla. A fost cel mai fericit. Foarte fericit. Pentru că acolo, eu aveam nepoțelul, după care trebuie să... Băi, dar Victor, te stai după el să faci... Da, stau după Victor, fac toată treaba asta. Dar erau câțiva copii acolo, ale familiilor respective. Da. Și am simțit o bucurie imensă. Simțeam că le voi proști o bucurie.
Și unde m-am scos tabla și unde am făcut la un moment dat niște, a doua zi de Revelion, așa acolo, vreau să văd pe două, trei zile, nu știu când am stat. Și s-au adunat toți copiii și părinții și toată lumea acolo și ce, a fost spectacolul spectacolului. Și ce bucurie, erau fețe în clasa a doua și am propus să vorbim și în engleză, ați văzut și lecția aceea. Părinții au insistat să facă o lecție specială cu ei, au venit la noi acasă, acolo, în sfârșit la... Și asta vreau să vă spun, schimb comportamentul unor copii, a unor oameni și fetița aceea, mă spunea părinții, zice, nu face cu drag. Iar după ce ne-a spus domnul profesor, nu știu ce a spus, ați făcut, parcă ați hipnotizat-o, i-ați produs altceva. Era o bucurie imensă față, pe chipul ei. Ochii erau înlăcrimați și zâmbea. Zâmbea cu ochii. Era extraordinar. Așa v-am spus, prezența aici fiind voi, trebuie să înțelegeți și să le cereți. Dacă încă părinții nu se pot desprinde de atitudinea aceea de a vă iubi în exces și nu vă cer, voi trebuie să fiți cei care spun, știi ce mama, știi ce tata, mai puțin chestia asta. Am treaba acum. Eu vreau să mă schimb. Vreau să mă schimb și am altă atitudine. Deci trebuie să pleci la voi. Ei sunt părinți, vă iubesc așa în exces, să zicem în exces, și voi profitați de asta. Asta e povestea. Voi profitați. Plângem un pic acum, trece și asta și vine iar valul cealaltă, vine și altă problemă și așa se repetă. Și stare de stres se menține. Așa, dragilor, în cerere tare, am început lecția de matematică cu o chestiune de asta de suflet. O chestiune de suflet care, la care trebuie să înțelegem și să facem așa fel încât să fie bine. Vă propun să intrăm la treabă, da? Zi, Adi. Adi, te rog să fii atent, da? Facem asta, nu? Da, testul așa, ca să... Are eu un aspect. Te rog să fii atent, să vezi dacă tu dai știi același rezultat. Să spui acasă, ai auzit, Adi? Face și ce vă spui. Da, o facem. Imediat. A zis că sau mai mult, faci toată povestea. Da, hai, bună seara și a revenit cu Drala Prof Online cu exerciții de matematică. Nu uitați să dați like și share. Bravo! Așa se face, dragilor, și nu uitați un lucru. El când spune, o spune chiar din suflet, da, că a venit cu drag. Hai, da. Nu trebuie să mi-o spune altcineva, că mă uit la ochii lui. El vine chiar cu drag. Da. Haideți să pornim la tine. Deci, subiectul numărul 1, calculați. Modul de minus 5 minus modul de plus 2 modul de minus 5 minus modul de plus 2 plus modul de minus 3 minus modul de minus 1. Ade, vorbește. 5 minus, de fapt 5. Nu de fapt. 5. Ei, numai 5, nu-i de fapt. 5. Deci nu-i de bârbuială. 5, da. 5 cu minus 2, da. Plus 3, da. Minus 4. Asta e 1, nu? 1. Ah, 1. Da? Da. Minus 1, da. Minus 1. Egal cu? Egal cu 5 minus 2, 3. 3, 6. 6 și 5. 5. Este. B. Amiga, B, minus 15 plus minus 15 plus acoladă. Minus 1 plus, deschideți paranteză pătrată, 7 minus, deschideți paranteză rotundă, minus 3 plus 14, închideți paranteza rotundă și pătrată, minus 7, închideți și acolada, egal. Vorbește Miruna? Minus 15 plus egal cu minus 15. Deschid paranteza pătrată. Da. Deschid paranteza pătrată, da? Da. Asta trebuie pătrată, că nu. Acolo a dat zis bine. Da, și apoi noi deschidem că paranteza pătrată. Mai scriu? Păi da. Paranteza pătrată, că facem alea. Am înțeles, da. Paranteza pătrată, da. Minus 1 plus... Deschidem paranteza rotundă. Acolo era acolo, de domn profesor. Păi acolo era acolo, de domn acolo, profesor. Acolo, acolo unde era șters-o acum. Asta era acolo. Acolo era acolo, da. Da. Și minus 1 nu era în paranteză, dar nu contează. Bine. Da. Minus 1 plus 7, plus deschidem paranteza rotundă, 7 minus
minus 3 plus 14 egal cu plus 11. Deci ce punem aici? Eu trebuie să am scris pe 7 și plus, acum... Minus 11. Minus 11, da? Este corect? Să scriu minus 11? Ia zis să scriu minus 11. Voi spuneți dacă e bine sau nu. Trebuia plus 11. E plus 11 în paranteză, Adi, nu? Dar fiindcă e și minus în față. 7 minus, așa. Minus 11. Deci minus 11, bine. Plus. Așa, așa, în paranteză este plus 11 și minusul din față îl transform pe plus 11 în minus 11. Dar mai fac și acest lucru ca să vă zic, da, e bine sau nu e bine? Da? Minus 11. Fac paranteză rotundă. Da. Minus 7, închide paranteză pătrată. Și egal cu minus 15. Întrebare. Mare rost să pun paranteza asta rotundă? Da. Păi nu mai are, că o facem direct. Și minus 15. Deci paranteza asta rotundă, unde se mai vede efectul? De ce credeți că a fost aici pusă paranteza asta dreaptă? Asta dreaptă a avut vreun rost? Da. De ce, Adi? O să nu încurci în ori între cu plus, minus, minus cu plus. Nu, Adi. Fiindcă în față este plus, profesorul a făcut un abuz în momentul de față. În exercițiu. Alo. Bună seara. Dar eu sunt într-o lecție de matematică, sunt la Profa Mai TV în direct și acum nu pot să răspund. Da? Întrebarea mea, aici, să judecăm pe rând, dacă paranteza asta rotundă avea rost? Da. Din ce motiv da? Minus 3 plus 4. Fiindcă este minus în față. Fiindcă este minus aici, el va schimba comportamentul sau rezultatul paranteze. Dacă este plus, nu schimbă cu nimic. Bun, oare aici, plus paranteza toată. Plus paranteza toată, minunat, plus paranteza toată, nu avem niciun rost plusul de paranteza de aici. Dacă o ștergem, deci nu se întâmplă nicio tragedie, nimic nu se întâmplă. O, dar chiar corect, aveți dreptate. Păi, perfect este. Ba mai mult, ștergând o, 7 cu minus 7 se reduc. Păi asta vreau să vă spun, dacă 7 și minus 7. Sigur că da. În clipa în care ai văzut așa, tu ai reacționat rapid. Deci ai renunțat la paranteza aceea și 7 cu minus 7 s-au terminat și doar atât aveai. Păi și cum de și 7 minus 11 paranteza, dacă nu ai eliminat 7? Fiindcă s-a prezentat paranteza dreaptă și eu am sesizat repede că nu avea rost dacă o să mai pun 7 minus 11. Era într-o paranteză dreaptă asta, știți? Aha. Și atunci, voi n-ați văzut de ce 7 cu minus 7 se reduc. Eu n-am făcut așa. Păi, n-ai făcut așa, dar important, rezultatul s-ar ajunge tot acolo. Da, final, da? Ia să vedem. Deci, Adi, acum, spuneam, paranteza asta n-are nicio rost, 7 minus 7 se termină. Da? Și, cât va face? Egal mai departe cu minus 15. Acum, minus 1. Minus 1, minus 11 face cât? Minus 12. Minus 12. Da, okay. Și paranteza asta cu plus, iarăși nu avea nicio rost. Câte vreme în față este un plus, nu avea nicio rost. Da. Ca să vă amețească cu ieșițele ăsta. Da. Deci nu, unde are rost paranteza? Numai când are în față un minus. Da? Și așa, Adi, nici asta. E deprisos și aici. Și atunci vine minus 15, minus, cât este aici? Minus 12, nu? Da. Și minus 15, minus 12, face minus 27. Este, doamne, minus 27. Nu pot să cred. Așa, nu, mi-e mai greșit. Da, doamne. Dar Miruna, ia uitați-vă cum e ieșițul ăsta trebuia dat. Deci cum trebuia dat, Adi? Haide, hai să vedem așa, cât de simplu. Și eu care credeam că am greșit aici, că n-am făcut cu
Oranteze cu acolade. Ia uite, haide, dictează-mi încă o dată. Exercițiu? Nu, uite așa, să-l fac eu acum, să-l modific complet. Iar așa trebuie să vă dea. Deci, minus 15, așa trebuie să neghiși să minus 15, chiar dacă vă dat toate parantezele acelea să vă amețească, voi spuneam să, minus 15, era plus o acoladă, fiind cu plus, n-am treabut. Minus 1, plus 7, minus. Asta are rost. Asta are care minus în față. Minus, minus 3, plus 14, minus 7. Miruna, cât de simplu a fost ieșiuța când vedeai așa. Da. Corect. Foarte simplu. Că 7 minus 7 se reduc. Corect. Și-o vedea odată minus 16, nu? Minus 16. Și aici, cât vine, minus... Minus 12. Minus 11. Facem minus 27. Era mai simplu așa. Foarte simplu. Dar nu m-a gândit. Foarte simplu. Dar ce ați învățat de acum la întâlnirea cu mine? Că parantezele care au în față un plus, sunt de minciună acolo. Vă scot din mână. Așa. Da? Paranteza aceea cu plus, ți-o scos din mână. Dar dacă A cu minus, face, o păstrez. Da? O păstrez. Iată cât de simplu era ieșit să-l vedem așa. De chiar că era mai simplu așa. Banal, 7 minus 7, n-ai treabă. Minus 16. Tu, în minus 3 rânduri era gata exercițiu. Asta era, da? Bine. Altul. Deci? Subiect numărul 2. Da. Numerele naturale X, Y și Z. 1 și 2 acum, da? Da. Numerele naturale X, Y și Z. X, Y și Z. Sunt direct proporționale cu 3, 4. Mulțimea formată din așa, direct proporțional cu mulțimea formată din? 3, 4 și 5. 3, 4 și 5. Aflați numerele știind că X plus 2Y X plus 2Y plus 3Z da. Este egal cu 78. 78. Poftim. X pe 3. Deci dacă sunt direct proporționale, înseamnă? X pe 3. Este da. Egal cu Y pe 4. Da. Este egal cu Z pe 5. Așa. Și nouă ne trebuie X plus 2Y plus 3Z. Amplificăm a doua cu 2. Putem să facem totul rezultă cu K? Nu. Se poate face. Deci tot egal cu un K și scoatem pe X, pe Y și Z să locuim. Dar el a prins șmecheria următoare. Da. Se Z care 2Y, da. Amplific fracția cu doar 2. Cu 2 și ar treia cu, cu 3. 3. Și ea rămâne. Și egal mai departe. Egal cu X pe 3. Ah. Nu, dar nu, X plus... Este da. Lăsat X pe 3. Egal cu 2Y, adică. Egal cu 2Y pe... 8 egal cu 3Z pe 15 și este egal cu X plus 2Y plus 3Z X da. Plus 2Y plus 3Z totul supra 3 plus 8 plus 15 așa. Plus 15 și de aici rezultă că și egal, mai departe, egal cu 78 egal cu 78. Supra, ia să vedem, 8 și cu 3, 11, 26. 26. Da. Supra 26. Am simplificat prin 2, că așa mi-a fost mie mai ușor. Bineînțeles că e și egal cu 3, ia să vedem, 3, 3 ori 26, 18 de 9 ori. Da, 39 supra? 13. Așa, se mai poate simplifica? Nu, 3. Da, da, da. 3. Nu. Cum? De ce? Păi 13 nu se împarte la 3. Dar cum? 39 se împarte la 13? Chiar prin 13. Chiar prin 13. Că era și mai ușor. Da? Egal mai departe cu... cu cât? Am cu greșit. 3. Nu ai greșit deloc. Păi eu am așa am lăsat 39. Nu-i nimic, nu-i nimic. Lucrez cu numere, să vine mai greu. Dar rezultatul te interesează. Și acum ne întoarcem. X pe 3. X supra 3 egal cu 3, spun eu. Da? X pe 3 egal cu 3. Și tu ai zis că de unde la mine X-ul e egal cu cât? X egal cu 9. Da, 3 ori 3, 9. Dar tu ai zis că X pe 3 egal cu 39, adică pe 13. Așa trebuie să te întoarci. X pe 3 egal cu 39 pe 13, da. Cât ai găsit tu, n-ai da. Simplificat. Și dar 39 pe 13, cât rezultă de aici X-ul? X egal cu
Ăsta ori, ăsta împărțim x asta. Egal, eu am zis că e 13x. 13x, da. Bineînțeles, 13x egal. 13x este egal cu 39... Ori 3. Da, 39 ori 3 și 13x este egal cu 1 ori 27 și 2, 3, 3, 9 și 2, 11. Deci 13x este egal cu 117, da. Și x este egal cu 117 pe 3. Împărțit pe 13. 13. Și cât face? Și atâta. Ai lăsat aici? Da. Face 9. Împărți, se împarte exact. 3 ori 9, 2, 7, 3 ori 9, 9 și cu 2, da, 11. Da, mă, nu am făcut asta. Păi, este gata. Poftim? Face și varianta cu K. Face și ca cea cu K. Dar K-ul aici va da 3. Da. Da. Și atunci este aceeași poveste. Dar nu am mai simplificat. N-ai simplificat, dar nu este o greșeală. Dar uite-te ce înseamnă să nu fi observat 39 pe 13 egal cu 3. Da, și întorcând x pe 3 egal cu 3, x egal cu 9. Și era cât de rapid așa, tu ai învârtit-o așa de aiurea. Ai zis x pe 3 egal cu 39 pe 13. Să nu mai simplific. 13 x și aici eu te sancționez aici, să știi. Eu uite aici. Ai zis 13 x egal cu 3 ori 39. Nu spui deodată că x egal cu 3 ori 39 pe 13. 3 ori 39 pe 13, nu așa zici un element dintr-o proporție egal cu produsul ăsta la împărțirea celălalt. Dar o să scadă orice... Nu se scade, nu, aici n-are voie să scadă, că valoarea e corectă. Că n-ai simplificat, n-are voie, nu e corectă în fața lui Dumnezeu. Da, ai lucrat corect. Deci e lucrat corect, valoarea este bună, dar n-ai voie să pierzi aici punctul. Da? Deci, 117 pe 13, domnul profesor, face alt număr? Nu faci tot nouă? Nouă. Când am făcut împărțirea, n-am. Corect, nu o să scade. Nu, nici vorbă. Da. Când nu l-ai aflat natural. Așa, x-ul e egal cu 9. Uite, y-ul pe 4, adică y pe 4 egal cu 39 pe 13. Și tot așa la 13, dar tot... De unde e y deodată? Acum nu mai permis să faci al problemei. 39 ori 4, 39 ori 4 pe 13, se simplifică 3. 12 trebuia să dea. Am făcut 9 ori 4, 3. Da, băi, dar asta se întâmplă. Acum tu ai înțeles. Dar nu zici numere naturale, am înțeles fracții. Păi n-ai nimic, nu-i nimic, repede, dar uite cât timp ai pierdut, se mulțiește, să pierzi timpul. Chiar dacă ne-ai lăsat, chiar dacă... Deci asta spun. Când vă zic tot timpul să lucrați cu fracții ireductibile. Deci uitați-vă, nu vă ați părăsit repede, nu se simplifică. Păi cum să nu simplifice? Dar chiar se vede foarte ușor, 3 ori 3, 9, 3 ori nu 3. Și din ce vin se trebuie să-și dea seama că e natural? Și o zis că e XY, da, și da? XY, Z natural. Wow, aici v-a împins foarte tare. Vă cerut să faceți natural? Împărțirea. Exact. Dacă vă cerut să faceți împărțirea, trebuie să depunctez aici. Mă depunctez. Are voie. Nu știu, mai depunct. Da. Nici jumătate de puncte mi-aș da. 25. Da, 25 de puncte. N-ai făcut chestia asta, n-ai făcut împărțirea. Că făceai împărțirea până la urmă. Dacă n-ai văzut că se împarte prin 13, hai să văd. Că x, y și z trebuia să fie naturale. Dar scrie adiție. Trebuie să dai seama că se împarte. Aici e poanta foarte tare. Că ți-a zis x, y și z să fie naturale și tu nu ai de voie să lasă formă de fracții. Naturale. Așa? Așa o zis. X, y, z, naturale. Da. Mergem mai departe. Iar despre Z, este aceeași poveste, nu? Z pe 5, Z pe 5 este egal cu... Cât avem? 39 pe 13. Și de unde rezultă? Că Z este egal deodată acum cu 5 ori... Z pe 5 este acolo sau... Da. 5 ori 39, 5 ori 39, supra 13, și va fi egal cu 3 ori 5, 15. 12. 15 și 9. 9, 12 și 15 sunt valorile găsite. 3. Deci n-ai pierdut mult, dar are voie să te depunteze. 25 de sutim poate să-ți ar din cauza că, zice, am spus mai acurat. Apoi la domn profesor nu ia câte 50. Hai lasă că nu o să-ți ia. O să vedem, dar aici, repet, o neatenție mică pe care nu te-o taxez. Dar învață din asta să nu mai lucrezi niciodată. Tu și toți cei care ne urmăresc, nu cu fracții de astea mari, ireductibile, nesimplificabile, da? Hai să vedem mai departe. Exercițiul numărul 3. Aflați numerele A și B, știind că sunt invers proporționale. Deci să aflăm A și B. Cine sunt?
A e egal cu cine, B e egal cu cine, știind că mulțimea AB invers proporțional cu 3, invers proporțional cu 3 și 2, perioadă 4. Și 2, perioadă 4. Da? Și că media lor aritmetică este... Și media aritmetică, adică ce înseamnă media aritmetică? A plus B împărțit la 2. Deci A plus B supra 2 este egal cu 196. 196. Zi-mi azi cum mă rind. Eu am făcut așa, 3A egal cu 2,4B. 3A, deci faptul că este, sunt din 3... Da. A, egal cu 2,4 în perioadă B, că așa mai întâi am făcut. Da. Așa. Ai tradus ce înseamnă inversa proporționalitate, da? Da? Acum, 3A este egal cu 2 în 3 și 4 pe 9. Ai tras o roată, da? 3A egal cu 2 în 3 și 4 pe 9. B. B. Da. Și de aici rezultă că 3A este egal cu 9, 2, 18 și cu 4, 22B. 22B. Da. Și acum, nu cred că e bine cum am făcut, că am înlocuit acolo în A plus B. Foarte bine, de ce nu? De ce? Dar deci 22B pe 9, nu? Deci 3A, nu. 22 pe 9, da. Da. Ai pus, n-ai pus supra 9 aici. 2, 9, 18 și 4, 22 pe 9. Nu l-am mai pus. Da, da, ai schimbat așa, ai rupt, că ești... Da? Deci... Din clipa în care n-ai zis decât 22B și n-ai mai pus pe 9, ai pierdut. Iată ieșițul. Una este fracția 22 pe 9 și alta e 22 din 3. Și acum, totul s-a terminat. Deci, da? Gata, de ce nu mai știu? 27A. Deci aduc la aceeași numitor și vine 27A. A egal cu 22B. 22B. Și egal cu K. Și... egal cu K, aici, da. Aici, da? Egal cu K, da? Și o să vedem că A este egal cu K pe 27. Deci de aici rezultă că A e egal cu K supra 27. Și B e egal cu K supra 22. K supra 22. Aia te gândești și tu cu K acum, nu? Facem chestia asta. Și că A, pe de altă parte, A plus... A plus B pe 2. A plus B totul supra 2. Este egal cu 196. Și acum... adică A plus B este egal cu 382. Ai dus la aceeași numitor. Deci rezultă că A plus B egal cu 380... 392. 392. Adi, ai mai făcut asta? A plus B egal cu 392? Ai lăsat așa, A plus B pe 2 egal cu 196. Și... nu-i umblat deloc. Ia. Chiar în greșeală. Mă interesează dacă cu greșeala ta ai mai continuat ieșiți. Am mai continuat, dar n-am mai scris pe 9. Am scris... Știu că n-am mai scris pe 9. Dar vreau să... Eu de regulă la lucrări. Urmăream și partea logică al lucrurilor. Deci eu, cu greșeala asta, acceptam să urmăresc greșit. Eu spun, nu du-ți așa. Ai avut 3A, egal cu 22B. Uh-huh. Tu, da? Bun. Și acum... după aia am zis că 3A plus 22... B împărțit la 2 egal cu 196 și am făcut 196. Dar de ce zici 3A plus 22B? De ce zici plus 22B? Care a fost raționamentul? Că aici eu corectorul, trebuie să văd care este rezultatul. Am înlocuit acolo, nu e A plus B. Păi A plus B, dar tu n-ai avut A, ai avut 3A. Vezi? Nu aveai A corect. Dacă n-ai avut 3A și n-ai avut 22B, cum se înlocuiești pe A și pe B cu 3A pe unul și altul, 22 și le adun pentru ele? Gata, aici ce vroiam eu să te salvez, nu mai merge. Gata, nu mai merge pentru că nimic nu se mai leagă. Dacă însă ai fi continuat așa, egal cu un K, sesizând tu că nu ai posibilitatea să înlocuiești pe A, ar fi însemnat că le-ai spus de aici pe A egal cu K pe K pe 3, K pe 3, nu așa bine, dacă 3 e egal cu K. Deci făceai un pas bun, îl găseai pe A, pe B îl găseai prost, B-ul la tine ar fi fost cât? K pe 22. Și cu A și B găsite, le te duceai sus, în loc de A pui
KP3 și în loc de B, KP22 și urmărești și lucrezi în greșeala ta, urmărești în greșeala ta, în condițiile astea eu te-aș fi punctat. A fost o slăbiciune, depunctam ceva, dar nu atât de grosolan, cum de fapt o fac acum, când sesizez că tu 3A și 22B le aduni, că ai văzut A plus B. Care legătura ai să aduni 3A cu 22B? Avem nicio? Am luat 3A egal cu numărul care mi-a dat acolo și mă lăsat. Deci ai greșit. Din cauza asta. Deci una este... Nu mi-a venit atunci ideea cu că... Păi, nici n-aveai voie să locuiești pe ăsta de aici. Că ăsta, nu, ăsta e singurul A, aici e 3 de-al de A. Ăla, acolo e singur B și aici e 22 de-al de B. Da? Deci de aici s-o rup. Că n-aș fi vrut să te sancționez, și așa cred că gândește și profesorul, din cauza lui nouă ora, dacă tu totuși gândeai corect exercițiu. Da? Dar tu n-ai avut partea de logică în exercițiu, și atunci s-a terminat tot. Iruna? E așa. Cum așa? Adică așa. Maximul de 0 punctul la 3A egal cu 22B spre 9? Da. Măcar aici, măcar cu câteva stii în fipos. Sigur că spune. Deci nu se lasă 0. Nu se poate lăsa 0 pentru că tu ai tradus direct la proporționalitate. Inversa proporționalitate. Ai tradus-o prin relația asta. Ai transformat un număr periodic simplu în număr zecimal, în fracții ordinare. Deci ai făcut câte ceva. Nu ai voie să iei 0, da? Hai să vedem Miruna în continuare. Deci A egal cu KP3. Nu, nu. Da. Da? Și B-ul e, și B egal cu 9K pe 22. Da, și acum K... 9K, atenție, 9K. Da, dar ea a făcut 27, A egal cu 22. Exact. 9, 3, 27. Acum 27A, unde? Dar e bine. Da, puteți luat în K și atunci am înlocuit. K pe 27 plus K pe 22 egal cu 392. KP 27 plus KP22 plus KP22 egal cu 392. A, dar aici e greșit, măi. Nu e 22B, e 20... Ai adus aceeași mitor, nu? Da. Da. Așa. Și egal cu cât? Cu K. Egalitatea asta, așa, Miruna. Egalitatea asta e privit-o și vine 27A egal cu 22B, B, da? Corect. Și ai notat-o pe ea cu K. Așa da. A făcut, da. Da. Deci A egal cu K pe 27, iar B egal cu K pe 22. Deci, Adi, ea nu-l pierde. Aduce la aceeași mitor, aranjează într-o relație de egalitate 27A egal cu 22B și acum notează cu K asta. Tu n-ai făcut nimic, ai lăsat-o așa și te-ai dus pe miriște. Și vezi, trebuia să scoți un A. Asta a încercat domnul profesor să zică. Un A, un B, nu 3A plus 22B. Da, deci nu mă punctă. Da. Și acum haideți să vedem. Hai să ne întoarcem la Miruna să vedem cum lucrează ea. Deci vine 27 ori K pe 27, nu? Nu, i-au înlocuit în A plus B egal cu 392. Așa, acolo trebuie să ne ducem. Și am obosit. Tot insistent. K pe 27. Am A plus B. Am așa asta, da? Da. Și în loc de A pun K pe 27 plus B K pe 22 egal 392. Amplificăm prima fracție cu 22, a doua cu 27 și a treia cu 22. Deci aici, Adi, lucrăm. Haideți, lucrăm ca să trebuie ieșiți-o. Aici cu 22. Aici cu 27. Și aici cu produsul 22 ori 27, da? Și vine Miruna. 22K pe 22 ori 27. 22K. Dar are rost, Miruna, că mai s-a jumitor. Plus 27. 22K plus 27K. Egal cu 392, dați seama așa. Ori 22 ori... Nu e esențial să mulțiți. Corect. Nu e esențial să mulțiți. Păi, tu ai făcut așa, nu mulțești ca să împarți pe urmă. Da. Adică pierdem timp. Și 22 și cu 27 face 49. 49K este egal cu 392. Așa. Și K?
3,92 ori 92 ori 28 pe 49 pe 49 3,92 ori 28 pe 49 se simplifică chiar pe 49 mă. Da, 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 și dă 8 8 aici. Da, și dă 4,752 ca 4,752. Și dacă știu pe K, revin acolo. Mă întorc și aflu A și B, da? Da, A va da 176. A egal cu 176. 176. B egal cu 216. 216. Asta este A și B, asta este rezultatul corect. A și da, B. Și Miruna l-a lucrat, dar până la... s-a împotmolit, da. Chiar a mulțit. Da. Ei, și s-a împotmolit. Și am mai făcut-o de atâtea ori. Nu vă grăbiți să mulțiți, că trebuie să simplificați. Și cum? Eu văd foarte bine, cu 22 ăsta nu merge, ăsta nu merge. E clar că așa îmi bate ochiul. Și să le mulțești, să greșești. Exact. Și pe urmă să te întorci înapoi să vezi că nu merge. Nu se poate. De punct sigur ia din cauza. Că finalul nu l-a dat. Da, da, sigur că dacă tot e greșit, cât a dat? Un punct? Două. Două puncte. Că l-am făcut de zero, adică. Nu e așa de zero, adică nu e corect. Nu, nu așa se întâmplă. Deci, prins ceva, dar nu cât ar fi trebuit. Ai pornit cu chestia aceea, directă, așa, ai transformat numărice, cam un 0,75 ți-ar da. Și Mirunii, când asta am potolit la mulțire? Dacă după mine, finalul fiind așa, afectat astea două, da. Cam un 0,40 aș scoate. Un 0,20. Din două puncte? Din două, 1,60. 1,60. Deci așa aș da eu. Așa am da, și eu. Da. Sunt oamenii cât? 1 și... Tu? N-ai 1 și. 0,25. Nu, nu are 1 și. Iar dacă am 0,75. I-ați dat 0,75? I-aș da. Da, păi, doamnă Stoica, nici eu, măcar 5. I-aș da 0,75 pentru următorul motiv. Pentru că scrie inversa proporțională. Deci, transformă asta din număr periodic. Deci aș da, pentru că rămâne 1,25 pentru că urmează calculul acesta cu K. Auzi, 0,50 ai bani în restricții toată. Admite la mine. Nu, 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 nu. Dar și eu sunt, am fost profesor și sunt profesor încă. Mă simt încă profesor. Doar sunt în fața voastră. De 0,50, da. Fără 0,50 nu are voie. Nu-i corect. Ce da, faci da, atunci când lași gol tot? Nu spui nimic. Când nu spui nimic și nu scrii nicio relație, ce-ți mai dă? Și că domnul profesor vă notează punctajul da, și ai să spui. Da, dar așa, așa, așa am făcut-o de fiecare dată și așa își face jos. Problema numărul 4. Păi atunci ce notă eu alătează în șurul și... Ei, nu să poți să vedem. Până acum ai lucrat bine, numai aici te-ai încormonit. Ia să vedem. Aflați numerele A și B. Pardon. Dacă OA e de geometrie, dacă OA este... congruim cu OB. Da, aici n-am mai făcut B și C, că mai aveam 3 minute. Dacă OA este congruent cu OB. OA. Congruent segment. OA. Segmentul. Da, congruent cu OB. Congruent cu OB. AC perpendicular pe OB. AC perpendicular pe OB. BD perpendicular pe OA. Demonstrați că A. Asta este ipoteza. Ipoteza. Concluzia A. Mic. BD congruent cu AC. BD congruent cu AC. Cu AC. B mic. ED congruent cu EC. EC? Da. Și C. OE este bisectoarea unghiului AOB. OE, da. Da. OE. Bisectoarea lui AOB. AOB. AOB, da. Da. Unghiului. Asta unghiului. Și figura, domn profesor... Și figura era... De așa făcut, nu? Da. Noi trebuie să facem noi. Păi dacă v-ar fi lăsat să faceți voi, probabil că ați avut iar dificultăți, dar profesorul este drăguț cu voi și vă ajută. Deci OA congruent cu OA cu OB. Ca și cum ar fi un triunghi isoscel, nu? Da, dar deci, cu vârful nou. Cu vârful nou.
profesorul face așa, dacă eu aș face eu așa. Facem triunghiul. Iar n-am făcut bine. De ce? Nu mă, nu, dacă ai... Fac o figură ca la domn profesor. Nu-i nimic, mă. Eu aș... Nu. Adi, nu-i nimic. Ai făcut-o ca la profesor, nu înseamnă că e greșit. Deci, dânsul a luat așa, da? Deci triunghiul l-a luat isoscel, dar în felul ăsta a văzut. O, A, hai să fac ca după, exact cum a făcut-o dânsul, A și B. Deci o A, adică o B. Și ce spune mai departe? AC perpendicular pe OB. AC, a vrut să fac aici, eu lăsam totuși pe mâna voastră figura asta. Adică duc perpendiculara din A, nu? Că AC perpendicular pe OB. Perpendiculara dintr-un punct pe o dreaptă. E drumul cel mai scurt. Da? Iată. Aici perpendiculara din O pe din A pe OB. Și perpendiculara din B nu? Pe OA. Iată. Asta. Asta. Aici notează cu ce? Cu A, C. C. Și aici cu D, parcă, nu? Iată. Și dacă sunt astea, știți unde ar trebui să se intersecteze, dacă sunt da. Făcute? Chiar ar trebui să se intersecteze la mijloc. Da? Da. Păi dacă și o... Înseamnă că n-a luat o așa. Așa, că am aproximat el asta. Deci cele două s-au intersectat aici în punctul E și s-au înjumătățit. Trebuie să întâmple așa. Și E este punctul de intersecție aici, a? Ce cere să arătăm? Că BD congruentă cu AC. Eu aici am luat... BD congruent cu AC. A, ce eu aici am luat BDO și ACO. BDO, triunghiul și ACO. Da, așa l-am luat și eu. Deci luăm spre comparare triunghiurile, fie triunghiurile Adi, fie triunghiul BDO, sau cum am luat eu numai știu exact. BDO, da, și... Fie triunghiul DBO și ACO. ACO. Despre ele putem vorbi. Poftim, Iruna? Ce putem spune? Și putem spune că are A, O cu... D, O cu... A, deci A, O cu B, O congruent. A, O cu B, O. Da, din ipoteză. A, O congruent cu... O, B. O, B. Din ipoteză. Din ipoteză. Da, aici am dreptat. Măsura unghiului BDO congruentă cu măsura lui ACO și egală cu măsura de deci, măsura egală cu măsura, nu congruentă, da? Da. Măsura unghiului BDO, măsura lui BDO egală cu măsura lui ACO și egal cu 90 de grade. Da, așa am făcut, cam aici e bun. Și, vreau să mai zic eu, zi. Și unghiul comun. Unghiul comun? Da, da, și eu, da, și eu. Dar nu așa, mă. Nu așa, mă. Nu, haide să cred. Nu așa, mă. Și eu am făcut la cădiciu. Dar câte de astea n-am făcut, Adi? Câte probleme de astea n-am făcut? Dar eram în panică. Exact. Nu am făcut corect. Dar n-ar vreau să fii în panică la astfel de probleme atât de simple. Noi am făcut chiar probleme mai dificile. Colegi. Da? Unghiul O comun. O comun. Atunci, conform cazului de congruență, zi. Care? Ipotenuză unghi. Ipotenuză unghi. Dacă un unghi este 90 de grade. I-U. Da? Trebuie spus I-U. Că unul e din 90 de grade și triunghiul așa de așa e corect. Eu? Da. Deci, conform cu IU, triunghiul de luat în discuție... Unghi sau unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Unghiul ăla am văzut primul. Unghiul ăla comun. Da.
latură. Și păi care latură, unghi? Latură, unghi, ar fi, nu? Ar fi latură, unghi, unghi. Și unghiul ăla de acolo... Asta de aici nu intră în discuția de... Asta nu l-ai făcut, nu l-ai avut. L-ai avut pe ăsta drept. Ăla drept, aici. Dar ăsta îți duce până la de ou. Deci nu, nu merge să zici, conform cazului, latură, unghi, latură. Și ori zici ipotenuză, unghi, ori dacă nu spui unghiul de aici, da, vezi? Unghiul de aici, latura asta, da, vezi? Și merge unghi îndată, pentru că până la 180 de grade, ăsta vine completat. Așa a făcut. Deci a făcut așa. Unghi, latură, unghi, da, zici, da? Merge. Deci conform unghi, latură, unghi, având în calcul faptul că între unghiul B, D, O, unghiul B este egal cu cine? Unghiul B. Unghiul B e cu unghiul... Da, e cu A, dar din ce motive? Pentru că suplimente. Suplimentele, da, până la 180. Sau zici complementul. Că e O comun și ăsta ajunge până la 90 de grade. Da. Ăsta și cu ăsta fac 90, ăsta și cu ăsta fac 90. Și merge și așa. Deci da, merge și unghi, latură, unghi. Dar nu merge latură, unghi, latură. N-am luat unghi, latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură nu merge, pentru că n-ai două laturi și un unghi. Ai două unghi. Deci ori zici IU, da, ori zici IU, ipotenuză, unghi. Ori unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Merge foarte bine. Atunci, conform cazului acesta, triunghiurile luate în discuție. B de O. B de O. Congruent cu triunghiul ACO. ACO. Da. De aici avem și de aici rezultă că... Să o vedem și pe mine, da? De aici rezultă AB, și... Că triunghiul AB... B de congruent cu AC, ceea ce trebuie deci, să te mâncăm. Am spus că laturile da, triunghiului sunt congruent cu AC. B de congruent cu AC. Mai aveam și deci avem de demonstrat, parcă nu? Da. Am avut așa că BD congruent cu AC. Subliniem așa cum spune mama ca să fie clar. Și încă DO DO congruent cu CO DO congruent cu CO DBO și că unghiul DBO congruent cu ACO DBO congruent cu ACO. Despre aceste două unghiuri, atenție, aceste două unghiuri, puteai să spui că sunt congruente și fără să rezulte dintre unghi. Adică chiar folosite în raționament, cum am folosit azi. Domnul profesor, dar eu dacă am făcut numai sub punctul ăsta și problema era de două puncte. Da. Păi în parte și cât în... Stai să vedem care e dificultatea. Care e dificultatea. Urmă e D este cât e C. Da, asta n-am mai făcut-o că nu mai avem timp. Dar știi ce e pierdut timpul? Da, că mai genezi... Că ai văzut cu numere mari pe acolo, știi, chinuiți, te mulțești, împărțești pe urmă și pe urmă. Da, de asta. Deci, păi da, ne-ai învățat noastră că timpul este același pentru toată lumea. Și dacă este același pentru toată lumea, trebuie să ajungi cât mai repede la rezultat. Asta e povestea. Deci spunem așa, că ce am spus mai devreme, că... E, D, cât, congruent cu E, cât. Așa, trebuie să arătăm că E, D, cât, E, cât. E, D, este cât, E, cât. Cum ai eu am luat triunghiul A, D, E și... A, D, E și... B, E, cât. Așa. B, E, cât. Așa mă gândesc și eu la triunghiurile astea. Deci la astea trebuie să ne gândim, da? Mm-hmm. Și ce poți să spui, Miruna, despre asta? Domnul profesor, da. Timpul. Da. Nu, oprește-o și pornim.